Din contul tribunalului Bacău au fost luate sumele care erau necesare pentru plata utilităților. Au fost retrași toți banii din conturi și alocați baroului Bacău. În urma redistribuirii banilor, tribunalul a tăiat din cheltuielile pentru utilități. S-a dispus ca în perioada rece, căldura să se distribuie zilnic între orele 6 dimineață și 11 dimineață, exclus sâmbătă și duminică. Să avem grijă la telefoanele pe care le dăm și totodată mare atenție la procedurile din dosare, la modul de verificare să nu se emită citații în dublu exemplar pentru dosare. Ministerul Justiției datora baroului Bacău peste 360.000 de lei pentru plata avocaților. Dacă astea sunt măsurile, ne supunem lor cu toții. Nu cred în mare măsură că va afecta avocații această limită a căldurii. Sigur că, fiind un pic mai reci, probabil că e o măsură care ne deranjează într-o oarecare măsură. Chiar dacă ministerul a retras sumele pentru utilități pe următoarele două luni, tribunalul este nevoit să solicite alți bani pentru a plăti restanțele de 117.000 de lei pentru furnizorii de servicii.